Să ne ajute Domnul să fim cu toți în cer și să-L vedem pe El. Eu cred că majoritatea care sunteți aici aveți această dorință să mergem în cer, să fim cu Domnul, nu? Nu cred că este unul aici care crede în momentele astea că n-ar merge în cer să fie cu Domnul. Noi toți crescă, credem că mergem în cer să fim cu Domnul. Oare vom merge chiar toți în cer să fim cu Domnul? Eu îmi doresc din toată inima să fim toți în cer cu Domnul. În această seară am să dezbat o temă, pentru că luna aceasta vom sărbători pogorârea Duhului Sfânt. Și fiindcă vom, vom sărbători pogorârea Duhului Sfânt, toată luna o să vorbim despre Duhul Sfânt. Mai ales că suntem biserică pentecostală. Și Biserica Pentecostală se laudă cu manifestarea Duhului Sfânt în sânul ei. Și pe bună dreptate, în începuturile bisericii, în 1922, când a început în România, mai devreme, când a început aici în Statele Unite, pe Azusa Street, când Fox Parham și când studenți care erau la această școală. Au experimentat pogorârea Duhului Sfânt. Și nu numai ei, ci chiar înaintași de ai noștri, au experimentat acest botez al Duhului Sfânt. Aș vrea să vedem cine este Duhul Sfânt. Pentru că e foarte important să-l cunoaștem și pe Duhul Sfânt. Este foarte bine să știm cine este Duhul Sfânt. Este important să știm dacă am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și dacă cumva Duhul Sfânt părăsește ființa noastră. Ce se întâmplă? Care este starea unui creștin care, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, a fost umplut cu Duhul Sfânt, nu trăiește conform cuvântului lui Dumnezeu? Ce se întâmplă atunci când Duhul Sfânt părăsește o persoană? Trist. N-am vrea să fie adevărat. Dar asta spune Biblia. Dar ei au fost neascultători, spune profetul Isaia, și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Iar el li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Dintr-un aliat care ar trebui să fie Duhul Sfânt pentru un om, pentru o biserică, Duhul Sfânt se poate transforma într-un adversar. Dar de ce se poate întâmpla un lucru ca acesta? Am să-mi intitulez tema Duhul Sfânt, persoană divină. Și o să vedem de ce Duhul Sfânt este o persoană, de ce Duhul Sfânt este o persoană diferită de Tatăl și de Fiul, și de ce Duhul Sfânt este o persoană divină. Domnul Isus a referit la Duhul Sfânt ca la o persoană, nu ca la o forță activă a Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu este un atribut al Lui Dumnezeu, o însușire, o calitate a Lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este o persoană și Domnul Isus a referit la El ca la o persoană. A spus că e foarte important să vină Duhul Sfânt pe pământ, nu să vină din când în când, ci să vină să locuiască mereu Duhul Sfânt. Într-un om. Și a spus în Ioan, capitolul 16, versetul 7: Este de folos să mă duc, pentru că dacă nu mă duc eu la Tatăl, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Faptul că Isus Hristos a ajuns la Tatăl și este în slava Tatălui, asta l-a făcut pe Duhul Sfânt să se coboare peste Biserica Primară și peste acei ucenici care stăteau și așteptau făgăduința Tatălui. Și s-a coborât Duhul Sfânt. Dacă Isus n-ar fi ajuns la Dumnezeu, niciodată n-ar fi venit Duhul Sfânt. Isus Hristos a vorbit de Duhul Sfânt ca despre o persoană, folosește un pronume masculin pentru el, pentru Duhul Sfânt. Pronume care poate fi folosit numai pentru o persoană. Deși gramatical ar trebui să fie un pronume neutru, deoarece în cuvântul, deoarece cuvântul duh, neuma în limba greacă este un neutru. Ioan 14, 16, 17, 26, totuși se referă la un pronume masculin. Aș vrea să ne uităm puțin la Dumnezeu Tatăl. Este Dumnezeu o persoană divină? Dumnezeu este o persoană divină. Când vorbesc despre o persoană divină, nu mă refer la cineva care are un trup ca noi. Și vorbesc la cineva care are niște însușiri asemănătoare cu a noastre, sau mai bine zis, noi avem însușiri asemănătoare cu a lui. Vă amintiți că Domnul și Biblia spune că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Adică omul seamănă într-un fel cu Dumnezeu. Dumnezeu are un trup de slavă, nu știu cum e trupul acela, n-am cum să-l descriu. Dumnezeu este foarte grandios, foarte mare. Biblia spune că cerurile cerurilor nu îl pot cuprinde pe Dumnezeu. Așa de mare este Dumnezeu. Dar, în același timp, Biblia vorbește despre Dumnezeu și spune că Dumnezeul nostru vorbește. Spune că Dumnezeu vine, vine și nu tace. Înaintea lui merge o furtună puternică. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește și astăzi, Dumnezeu a vorbit în trecut, Dumnezeu va vorbi în viitor, asta înseamnă că El are o gură, că vorbește, este auzit. Dumnezeu aude, David spunea, Domnul aude când strig către El. Nu știu ce, cum sunt urechile lui Dumnezeu, n-am nicio idee, nu știu dacă îți ca și urechile unui om, nu știu cum îți, dar Dumnezeu știu atât, că Dumnezeu aude când strigă un nenorocit Domnul, Aude și îl scapă din toate necazurile lui. Dumnezeu are un braț puternic, el acționează ca persoană divină. Dumnezeu nu stă nepăsător, Dumnezeu totdeauna este în acțiune, este un Dumnezeu dinamic, este un Dumnezeu care a creat o lume în mișcare și pe care o supraveghează mereu. Un univers, tot ce există, este sub controlul acestui Dumnezeu. Isus Hristos este o persoană divină. Și a fost și persoană umană. Și are aceleași atribute ca și ale lui Dumnezeu. Vorbește, aude, simte, acționează. Aș vrea să vedem câteva lucruri despre Duhul Sfânt. Am spus, în primul rând, că Duhul Sfânt este o persoană. Și când mă refer la persoană, aș vrea să vedem la ce mă refer, de fapt. Și eu și tu. Suntem persoane, dar de fapt ce înseamnă persoană? Ce înseamnă ființă? Când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat mai presus de toată creația pe care el a făcut-o. Omul este cel mai frumos din toată creația. De aceea teologii îl numesc coroana creațiunii pe om. Omul a fost creat cu câteva lucruri esențiale care îl fac deosebit de creație. Și anume rațiune, Sentiment și voință. Asta ești tu. Asta sunt eu. Trupul acesta într-o zi se va descompune, se va duce. Dar va rămâne din mine rațiunea, sentimentul, voința. Asta însemni și asta însemn. Dumnezeu ne-a creat ființe raționale. Gândim, în permanență gândim. Nu știu ce gândiți acum, dar permanent gândim. Dumnezeu cunoaște exact ce gândim. Avem sentimente. Uneori ne simțim bine, alteori ne simțim mai puțin bine, uneori plângem, alteori ne bucurăm. Suntem sentimentali. Vedem o imagine, auzim o veste care e de groază și dacă e dureroasă, parcă și noi ne implicăm emoțional în acele situații și ajungem să plângem, să ne întristăm. Auzim că cuiva s-a întâmplat un lucru bun, s-a întâmplat o minune și noi suntem consumați de această situație și ne bucurăm. Suntem sentimentali. Și avem voință. În seara asta dumneavoastră ați vrut să veniți aici. Nimeni nu v-a adus forțat, ci pur și simplu ați voit să veniți. Avem voință. Dumnezeu l-a întrebat, Domnul Iisus l-a întrebat pe slăbănog, n-ai vrea să te faci sănătos? De ce l-a întrebat n-ai vrea? Pentru că știa Hristos că omul are voință. Este creat de Dumnezeu cu voință. Ce spuneți dumneavoastră dacă slăbănogul ar fi spus eu n-aș vrea să fiu vindecat? L-ar mai fi vindecat Domnul? Nu. Pentru că Dumnezeu nu trece peste voința ta. Pocăința ține de voință. În primul rând trebuie să vrei să te pocăiești și apoi Dumnezeu vrea să te mântuiască. În paginile Bibliei găsim că Duhul Sfânt este o persoană. Și aș vrea să vedem câteva concluzii pentru că am spus că o persoană înseamnă rațiune, sentiment și voință. Toate aceste trei lucruri le găsim în Duhul Sfânt. Rațiunea, Sentimentul și voința. El este o persoană. Faptele Apostolului, capitolul 15, versetul 28. Faptul că Duhul Sfânt gândește, are rațiune. Avem câteva versete biblice. Fapte 15 cu 28. Dacă puteți să le afișați, m-aș bucura foarte mult. Acolo Biblia vorbește de un moment în care este reflectată gândirea Duhului Sfânt. Este reflectată și gândirea Bisericii. Fapte 15 cu 28 este reflectată și gândirea bisericii, este reflectată și gândirea Duhului Sfânt. Acolo biserica trebuia să ia niște decizii, trebuia să stabilească niște reguli pentru biserică, apostolii. Și apostolii se frământau ce reguli să luăm, ce reguli să facem, vă rog să lăsați versetul. Ce ar trebui să facem în biserică? Și au zis ce scrie? Că s-a părut nimerit, adică s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă, Adică cum a gândit Duhul Sfânt, așa am gândit și noi. Și am ajuns la același consens. Să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Și mai jos sus spune să se păzească biserica, să nu mănânce, adică să vă feriți de lucruri jerfite idolilor, să nu mâncați sânge de dobitoace zugrumate și de curvie, lucruri de care vă veți păzi, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Iată că existau niște reguli atunci în biserică, având în vedere că biserica trăia într-o lume idolatră, unde se consuma sânge, unde se aduceau jerfe în cinstea idolilor și unde, sigur că incestul, lucrul acesta care curvia, prea curvia, lucrurile acestea erau undeva considerate sacre. Și biserica Domnului trebuia să se păzească de lucrurile acestea. Duhul Sfânt gândește. A gândit și el și a gândit Biserica. Și Biserica a gândit după cum a gândit Duhul Sfânt. Roman, capitolul 8, versetul 26-27. Și astfel Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Iată că Duhul Sfânt care gândește, el știe cum să se roage și știe cum să ne învețe să ne rugăm. Ba chiar se roagă, mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Luca 12, 11 la 12, când vă vor duce înaintea sinagogilor, să nu vă gândiți ce veți răspunde, căci Duhul Sfânt vă va da chiar în ceasul acela ce va trebui să spuneți. Cum îmi va da Duhul Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt gândește și îmi va pune din gândirea Lui în gândirea mea. Îmi va deschide gura și îmi va da cuvânt. Deci, faptul că este o persoană este că gândește. 2. Duhul Sfânt, pentru că e o persoană, are sentimente. Isaia 63 cu 10, numai ce am citit. Fiindcă ei n-au fost ascultătorul lui Dumnezeu, ci l-au întristat pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt se întristează, se supără. Și fiindcă se supără, a devenit adversarul lor. Pentru că este o persoană, el are sentiment. Duhul Sfânt se supără. Știți ce spune Pavel în Efeseni 4 cu 30? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu care ați fost pecetruiți pentru ziua răscumpărării. Întrebare. De câte ori l-am supărat noi pe Duhul Sfânt? De câte ori l-am supărat noi pe Domnul Isus Hristos? De câte ori l-am supărat pe Tatăl? Dar de câte ori l-am supărat pe Duhul Sfânt? Faptele Apostolului, capitolul 5. Duhul Sfânt a simțit când cineva a vrut să-l mintă și de aceea a acționat ca atare. Știți cu toți întâmplarea din fapte 5 unde Anania și Safira au acționat cum nu trebuiau să acționeze. Și consecința a fost moartea. Evrei, capitolul 10, versetul 29. Dacă vreți să mă afișați, Duhul Sfânt simte când este batjocorit. Vă rog să puneți Evrei, capitolul 10, versetul 29. Și aș vrea să îl citim de acolo, de pe ecran, dacă frații se mișcă rapid, cu cât mai aspre pedeapsă. Credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit? Și auziți, și va bat pe Duhul Harului. Noi ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu mare, dar acest Duh Sfânt simte Simte când este bat jocorit. Roman, capitolul 15, versetul 30. Duhul Sfânt are și dragoste, are o dragoste. Vă îndemn dar fraților, pentru dragostea Duhului, să vă luptați. Să vă luptați ca să putem să rămânem în picioare, spune Apostolul. Iată că Duhul Sfânt, fiindcă are sentiment, el are și dragoste. Matei, capitolul 12, de la versetul 31 la versetul 32. Duhul Sfânt, spune, apostol, spune evanghelistul, simte atunci când este respins și când oamenii se împotrivesc. Vă rog să puneți Matei 12, 31 la 32. Din cuvântul Domnului aș vrea să cităm. Matei, capitolul 12, versetul 31, 32. Oricine va vorbi împotriva fiului omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Ori face pomul bun și rodul lui bun, ori face pomul rău și rodul lui rău. Că pomul se cunoaște după rodul lui, spune Evanghelistul Matei. Deci iată că Duhul Sfânt simte atunci când este respins. Simte atunci când cineva îl hulește, când cineva îi se opune, pentru că are sentimente. Fapte 7 cu 51 spune Ștefan, oameni tar la cerbice, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt a spus că are voință. 1 Corinteni 12 cu 11. Fiindcă are voință, el are capacitatea de a lua decizii. Să acționeze sau să nu acționeze. 1 Corinteni 12 cu 11. Vă rog să puneți. Biblia spune acolo că El dă daruri, slujbe și face anumite lucrări după cum voiește El. Nimeni nu-i dictează Duhului Sfânt cui să dea daruri. Nimeni nu-i dictează Duhului Sfânt cui să dea slujbe. Ci Duhul Sfânt este cel, după cum spune Apostolul Pavel, dar toate aceste lucruri, slujbe, daruri, le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 13, versetul 2, fiindcă are voință, el poate chema în lucrare pe cine vrea. Și spune aici, la un moment dat, Duhul Sfânt a zis, atunci când este vorba de oameni pe care să-i pună Domnul în lucrare, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Deci, atât Duhul Sfânt are rațiune, gândește, și-am dat trei versete biblice, Duhul Sfânt are sentimente și-am dat vreo șapte referințe biblice și Duhul Sfânt are voință și am dat două referințe biblice, cel puțin. Puneți-mi deoparte! Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte! Ce bine ar fi biserica astăzi să se ghideze în a chema oameni în slujbă, tot așa după cum se ghida biserica primară. Duhul Sfânt să vorbească, biserica să audă și în aceeași manieră să fie puși oameni deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu. Un al doilea lucru care vreau să subliniez, deci Duhul Sfânt este o persoană. 2. Duhul Sfânt este o persoană distinctă de Tatăl și de Fiul. Domnul Isus nu-i Duhul Sfânt. Tatăl nu-i Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt e Duhul Sfânt. Și aș vrea să vedem câteva versete biblice. Ioan capitolul 16, de la 7 la 15. Aș vrea să citim cuvântul Domnului. Dacă l-aveți și dumneavoastră, deschideți-l. Ioan capitolul 16, de la versetul 7, vreau să citesc. Totuși, a spus Domnul Isus, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângăitorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, vorbește despre o altă persoană, și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Și acum din nou face referință Domnul Isus. Când va veni mângâitorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, că cel nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucruri viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Faptul că Duhul Sfânt este diferit de Tatăl și de Domnul Isus, ni se spune chiar în acest context. Că Duhul Sfânt este un alt mângăitor, este un locțitor al lui Isus Hristos care va face multe lucruri și care este indispensabil bisericii. Fără de el nu se poate în biserică. Biserica sau orice creștin are nevoie de Duhul Sfânt. Cine m-a convins pe mine de păcat, dacă nu Duhul Sfânt? Cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Cine poate să-mi descopere lucruri viitoare, dacă nu Duhul Sfânt? Ioan capitolul 15, versetul 26. Spunea Domnul Iisus, când va veni mângâitorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, care provine de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Deci iată Domnul Iisus, este o a doua referință care o face și spune că Duhul Sfânt este o persoană diferită de Fiul, diferită de Tatăl. Apocalipsa 22 cu 17. Acolo Domnul Iisus vorbește bisericii și spune așa, și Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să zică vino și celui, celui, ce este sete să vină să ia apa vieții să se alimenteze să bea deci atât că Duhul Sfânt este diferit de Tatăl și de Fiul în sensul că nu este aceeași persoană. Duhul Sfânt convertește, regenerează, reînnoiește, sfințește. Sunt foarte multe lucruri care le găsim despre Duhul Sfânt în Biblie. O altă referință biblică este Matei, capitolul 3, de la 16 la 17, unde ni se vorbește despre botezul lui Isus. De acolo derivă și nicăieri în Biblie nu scrie termenul Trinitate, care derivă din Trinitas, Nicăieri nu se vorbește de faptul că avem un Dumnezeu triunic în Biblie, dar prin deducții și prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu ajungem la această concluzie. De exemplu, în Matei, capitolul 3, de la 16 la 17, acolo ni se vorbește despre ceea ce a văzut Ioan, ceea ce a auzit Ioan. În momentul în care Domnul Isus se duce în apa botezului, în momentul în care intră în Iordan, ceva se întâmplă, cerurile se deschid. Din cer se aude un glas. Ioan aude glasul, este glasul Tatălui. Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, intră, pășește, se apropie de Ioan, intră în Iordan. Este Isus, este Fiul lui Dumnezeu. Iar spune Ioan încă ceva. Și am văzut Duhul Sfânt, în chip de porumbel, care se plimba deasupra. Iată că este clar și se vede cât mai clar diferența dintre Tatăl, Fiul și Duhul. Sunt trei persoane distincte, dar care sunt într-o într unitate perfectă, formând Dumnezeirea. Avem un singur Dumnezeu în trei persoane divine distincte: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, binecuvântat să fie Dumnezeu. La botezul cinzecimii, Biblia specifică foarte clar: S-a coborât uh, Duhul Sfânt în ziua cinzecimii, s-a coborât Duhul Sfânt peste Apostoli, este menționat din nou Duhul Sfânt în mod separat. Uh, pentru ca să-l cunoască și despre el a vorbit Domnul Isus ca o făgăduință pe care ucenicii trebuiau să-l aștepte. Deci, ca să revizuim, Duhul Sfânt este o persoană, are rațiune, sentiment și voință. 2. Duhul Sfânt este o persoană distinctă de tatăl și de fiul, Duhul Sfânt este Duhul Sfânt. Și 3. Duhul Sfânt este o persoană divină, o persoană dumnezeiască. Și când vorbim despre o persoană divină, dumnezească. De exemplu, macedonienii din vechime nu credeau că Duhul Sfânt este o persoană divină. Credeau pur și simplu că nici nu există Duhul Sfânt. Socinienii de mai târziu, nici ei nu credeau în divinitatea lui Isus Hristos și nu credeau deloc nici măcar în Duhul Sfânt. Dar aș vrea să vedem câteva caracteristici ale Duhului Sfânt care îl fac o persoană divină sau dumnezeiască. În primul rând, Duhul Sfânt este etern. Duhul Sfânt n-a fost creat de Dumnezeu. Duhul Sfânt a existat din totdeauna cu Dumnezeu. Găsim în Evrei 9 cu 14, Biblia vorbește despre Duhul Sfânt ca fiind Duhul cel veșnic. Îl vedem în creație, Genesa 1 cu 2 scrie că Duhul Domnului se plimba deasupra apelor. Duhul Sfânt, o altă caracteristică, este Sfânt. De aceea se numește Duhul Sfânt. Pentru că este Sfânt. Și o caracteristică a Dumnezeirii este Sfințenia. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Și nu este de trei ori sfânt, așa cum se propovădește sau cum deja unii au făcut așa un fel de obișnuință în predici și se spune că Dumnezeul nostru e de trei ori sfânt, pentru că se raportează la ceea ce a văzut Profetul Isaia atunci când Împăratul Ozia a murit și l-a văzut pe Domnul și auzeau Heruvimii care strigau unul la altul: Sfânt, 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 sfânt este Domnul. Și dacă ei au zis de trei ori Sfânt, gata, Dumnezeu e de trei ori Sfânt. Dumnezeu nu e de trei ori Sfânt, Dumnezeu e de un milion de ori Sfânt. Dumnezeu e Sfânt, 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 Sfânt la infinit. Lăudați să fie Dumnezeu! Prin urmare și Duhul Sfânt este Sfânt. Duhul Sfânt este omniprezent, este prezent peste tot, ca fiind o a, ființă divină vie. Și de exemplu spunem Psalmul 139, versetul 7. Unde mă voi duce departe de fața ta? Și unde voi fugi departe? Spuneți dumneavoastră tare. De Duhul tău. De ce spune David, unde voi fugi departe de fața ta? Că fața ta e una și Duhul tău e alta. Dar unde mă voi duce de voi? Unde aș putea să fug? Pentru că El este prezent pretutindeni. Duhul Sfânt este omniscient. Duhul Sfânt cunoaște toate lucrurile. Psalmul, mă scuzați, 1 Corinteni, capitolul 2, de la 10 la 11. Aș vrea să deschideți acolo, dacă puteți să puneți 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 10 și 11, unde Biblia vorbește în felul următor. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa nimeni nu cunoaște lucrările lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Deci atât că Duhul lui Dumnezeu cunoaște în profunzime, cunoaște toate lucrurile. Nu cunoaște doar o parte din lucruri, ci în calitatea lui de persoană divină vie, cunoaște toate lucrurile Cunoaște trecutul, cunoaște prezentul, cunoaște viitorul. Tocmai de aceea, Apostolul Petru ne vorbește despre faptul că Duhul Sfânt știe lucrurile viitoare care au să se întâmple. Toată scriptura aceasta a fost insuflată de Dumnezeu, a fost inspirată de Dumnezeu și au fost oameni mânați de Duhul Sfânt. Scriptura aceasta vorbește despre trecut, vorbește despre prezent, dar vorbește și despre viitor. Și având în vedere că Duhul Sfânt este autorul ei. Dar având în vedere că el i-a mânat pe oameni, i-a condus pe oameni în direcția în care a vrut-o Dumnezeu Tatăl, demonstrează faptul că el știe toate lucrurile. Vă amintiți la Apostolul Pavel? S-a dus un profet pe nume Agab, s-a legat cu un brâu Agab, ca să-i dea un exemplu lui Pavel și a spus dacă omul acesta va merge la Roma, așa îi se va întâmpla. Și a început să-i profețească și să-i spună, uite, asta și asta și asta ți se va întâmpla. Și dacă era unul dintre noi, asculta de proroc și zicea, decât să mi se întâmple toate astea, mai bine să nu văd Roma niciodată. Dar Apostolul Pavel a zis, nu. Eu pentru Domnul Isus Hristos sunt gata să mă jerfesc, sunt gata să fac orice, cuvântul să ajungă și la Roma. S-a întâmplat ce a spus prorocul, s-a întâmplat. Era proroc adevărat, era. Dar omul acesta, fiindcă l-a iubit pe Domnul, s-a dus Duhul Sfânt cunoaște lucrurile care au să se întâmple în viitor. Duhul Sfânt poate totul. Este și omnipotent. Avem un text în Ezechiel care mie îmi place foarte mult. Ezechiel 37, de la 1 la 28. Domnul duce pe Ezechiel să-i arate starea precară a lui Israel. Eu nu știu dacă ar exista un Ezechiel al vremurilor noastre și Domnul le-ar arăta starea bisericii pentecostale astăzi, cum este, Oare ar vedea și Ezechielul de azi, ce a văzut Ezechielul din trecut? Zicea, Ezechiel m-a dus Domnul într-o vale, într-o vale plină de oase. Am avut o vedenie sumbră. Și când am ajuns în valea asta care era plină de oase, oriunde mă uitam oase, și oase uscate, oase de multă vreme, oamenii ei erau de multă vreme morți. Oasele erau și împrăștiate pe toată valea, și când m-am uitat la imaginea asta, m-am întrebat, Doamne, de ce m-ai adus aici? Ce vrei să-mi spui? ce cu cimitirul ăsta deschis? Ezechiel l-a întrebat Domnul. Vor putea oasele astea să învie? Doamne, Tu știi. Ezechiel, prorocește oaselor acestora și spune așa, Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, să intre Duh în voi și să înviați. Am prorocit după cum mi se poruncise. Și am zis, uitându-mă în stânga și în dreapta, peste toată valea unde erau oase, am început să vorbesc cu oaselor. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Să intre Duh în voi și să înviați. Și dintr-o dată s-a făcut un vuiet. Era vuietul Duhului, care a început să adune oasele. Și toate oasele să se ducă la locurile lor. Și vuietul acesta care s-a produs, mișcarea asta puternică, a început să pună oasele la loc. Și am văzut că din oase împrăștiate. Apar schelete. Și a zis fiul omului, Domnul, prorocește în continuare să crească vine, adică vene, pe aceste schelete și carne. Și am primit curaj. Că dacă prima dată când am prorocit am văzut că oasele încep să se adune și am auzit vuietul, am prorocit. Și a început să crească vene și să crească carne. Și acum erau niște trupuri, trupuri care nu erau intrate în putrefracție, erau doar trupuri, cadavre, pe toată valea. Și apoi din nou mi s-a poruncit, poruncește să intre Duh în ele. Și am, por am prorocit după cum mi se poruncise. Și a intrat Duh în ele. Și când a intrat duhul în ele, au început trupurile să se miște. Au început să se ridice de la pământ și fiecare să stea vertical, să stea pe picioare. S-a ridicat de acolo o mare oștire. Cine era în acțiune? Duhul Sfânt. Frați și surori, dacă e starea noastră asta, aș vrea să aud vocea care a auzit o Ezechiel. Și să-i zic Duhului, Duhule, intră în noi. Și readune la viață. Pentru că Duhul Sfânt are putere. Așa era biserica în trecut. Nu a vrea clădiri, Duhul Sfânt nu locuiește în clădiri, nu locuiește în catedrale. Știm cine vrea să locuiască Duh. Duhul vrea să intre în tine, vrea să intre în mine, Duhul Sfânt. Spune 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela va nimici Dumnezeu. Cum pot eu să nimicesc templul lui Dumnezeu? Curvia, prea curvia, minciuna, ura, furtul, înșelătoria, toate astea distrug templul Duhului Sfânt din tine. Așa în această seară, să-i zic Duhului, Duhule, intră în noi în toți. Duhul le intră în Biserica Pentecostală. Trezește-ne să fim ca altădată în flăcări la rugăciune, în flăcări la cântare. Avem mulți artiști, avem mulți oameni pregătiți, mulți doctoranți, mulți doctori și mai puțin Duh. Mai puțină mișcare, oare de ce? Avem nevoie de oameni care să-l dorească pe Duhul Sfânt. Și vă spuneam care este tragedia când pleacă Duhul Sfânt dintr-o persoană. Deschideți Matei 12,43 la 45 și afișați-l cât de repede puteți. Matei 12, 43 la 45. Aș vrea să citesc numai să vedeți cât de trist, cât de jalnic este Duhul Sfânt să plece dintr-un pocăit botezat cu Duhul Sfânt. Și cât de jalnic poate să ajungă un pocăit mai rău decât un nepocăit, să ne păzească Dumnezeu de o astfel de stare. Sper că ați găsit versetul Matei 12, la 45. Și vă rog să-l afișați. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umbă prin locuri fără apă, căutând o dihnă, și nu o găsește. Următorul verset, atunci zice Duhul necurat, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Vreau să vă întreb, de ce a plecat Duhul necurat din om? Pentru că în el a venit altcineva. Cineva mai tare decât el. Cineva care l-a speriat, care l-a înfricat și care l-a pus pe fugă. Și Duhul rău a trebuit să plece. Când Duhul rău a plecat casa, cred că era dezastru, inima era dezastru. Dar cel care a venit în ea, a măturat casa, a măturat inima, a curățat inima, a împodobit inima, a aranjat inima. Și acum omul nostru botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, era un om care îl vedea la rugăciune, era un om care stătea și citea cuvântul, era un om pasionat de a sta cu Dumnezeu. Timpul însă a trecut. Și focul acesta sfânt s-a stins încet. Duhul cel rău nu te lasă în pace, adversarul nostru este diavolul. Și din când în când, diavolul vine și să vrea și el să-ți cerceteze inima, nu numai Dumnezeu. Și cercetează inima și se uită și se vadă ce e în inima. Și vede că inima îi împodobită, îi curată, dar ați observat acolo scrie, dați înapoi vă rog versetul, Scrie, versetul 44, că este goală. Asta e problema. Dar de ce a ajuns inima să fie goală? Pentru că Duhul Sfânt este o persoană, am spus, persoană, persoană diferită de tatăl și de fiul, dar persoană divină, care poate să fie întristat, care poate lua decizia să plece, care poate lua decizia să nu se mai apropie de tine tu să crezi că ești bine. Să crezi că ai o stare spirituală perfectă. Să crezi că strigând în adunare la rugăciune, ești pocăit. Cântând, predicând, fiind în comitet, fiind pastor, fiind diacon, fiind prezbiter, să crezi că ești perfect. Și să fii într-o stare jalnică. Așa au crezut cele șapte biserici. Că sunt bune. Unea din biserici și ziceți, merge numele că trăiești, dar ești mort. Era trist. Era tragic era goală. Atunci, spune versetul 45, când cel rău vede că cel mai tare decât el lipsește și goală casa, se duce și ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el. Intră în casă, adică în inimă, locuiește acolo și starea din urmă, adică acum starea asta a doua, a omului, a acelui așa om, este, ajunge mai rea decât cea din tâi. Doamne, dar cum se poate așa ceva? Se poate. În această seară vreau să spun că ne-am făcut de lucru cu un Dumnezeu mare și cu mâna pe Biblie vă spun dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu cu tot sufletul și nu-L chemăm pe Duhul Sfânt să vină înapoi, în cântări, în predici, în rugăciuni, dacă nu ne pocăim cu adevărat, dacă nu ne lăsăm de lucruri de care Duhului Sfânt nu-i plac, lui Dumnezeu Tatăl și Fiul lui nu-i plac, niciodată nu vom intra în Împărăția Cerească. Ai fost cândva proroc și nu mai ești, puneți problema mare. Unde am greșit? Unde l-am supărat eu pe Duhul Sfânt de a plecat? Mă rugam cu pasiune, cântam cu foc, iubeam să citesc Biblia și acum îmi place mai mult să stau pe telefon. Două ore în biserică mi se par mult, bine că lui Isus nu i s-au părut pe cruce mai multe ore să stea. Atmosfera din biserică, nu mai place, deja e boring, e plicticoasă, mă duc în altă parte. Și nicăieri în altă parte. Nu găsești mai bine, pentru că starea nu-i în biserică, ci în tine. În seara asta, aș vrea să ne zmerim cu toți. Eu nu îndrept degetul spre nimeni, îndrept spre mine, în primul rând. Și mă cercetez înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, aș vrea să mai fiu ca altă dată. Aș vrea să-mi placă să stau în rugăciune cu tine, aș vrea să simt fiorul Duhului Sfânt. Când ai vorbit ultima dată în limbi? Tu cel care ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Când a fost ultima dată când tu ai mai vorbit în limbi? Când a fost ultima dată când te-a cercetat Dumnezeu și ai simțit fiorul Duhului Sfânt din crește până în tălp? Când a fost? Apostolul menționează și sunt lucruri, am cântat aici, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze, dar oare cu cel putem noi împiedeca pe Duhul Sfânt? Cu multe cu viața care nu-i place lui Dumnezeu, cu o viață trăită în păcat, în lucruri ascunse, sunt toate piedici ca Duhul Sfânt să lucreze. Aș vrea să facem o rugăciune, să o facem cu foc. Aș vrea să mă rog ca profetul Ezechiel. Nu spun că dumneavoastră sunteți valea cu să nu se simtă cineva jignit. Poate aveți o stare spirituală mai bună ca a mea. Dar îl rog pe Domnul din nou acel Duh Sfânt. Să mai intre în mine, să mai intre și în tine, să mai intre în noi, să avem proroci adevărați, să avem predicatori plini de Duhul Sfânt, să avem cântăreți plini de Duhul Sfânt care trăiesc mai întâi și apoi cântă, nu care cântă și nu trăiesc. Să avem oameni care să-L iubească pe Dumnezeu, să dorească prezența lui Dumnezeu mai mult decât prezența noastră, să dorim să se vadă mai mult El decât să ne vedem noi. Aș vrea să facem această rugăciune, dar vă rog, nu o faceți cu gândul să plecăm. Sau în timpul rugăciunii să plecați. Haideți să ne venim ca și profetul de altă dată să spunem, Doamne, și noi, și părinții noștri am păcătuit împotriva ta. Vrem o trezire, Doamne, vrem trezire. Dar trezire nu se face decât așa, cum cere cartea asta. Altfel nu se face trezire, putem face catedrale, putem să facem orice. Dacă nu facem ce spune această carte, trezire nu va fi. Aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună să ne închinăm lui Dumnezeu și să-i spunem Duhul Sfânt intră în noi. Poate sunt aici tineri care nu s botezați cu Duhul Sfânt. Mă rog ca Duhul Sfânt să-i boteze. Sunt unii care nici n-au auzit sau poate au auzit și nici n-au avut experiență. Dumnezeu să-i cerceteze în seara asta. Împreună să ne rugăm Domnul.